Care au fost cele mai dificile momente de până acum de la Dancing on Ice din punctul tău de vedere? A doua oară când am căzut, m-am enervat rău de tot, am și înjurat, dar nu s-a văzut asta, că nu m-au filmat atunci la față. Doamne, ce bine! Zic, hai mă, că dintre a treia o să iasă, a treia e cu noroc. Și când am văzut... Am avut o ediție în care n-am căzut, da. Ce poți spune că ai învățat în urma acestei experiențe? Să te ridici atunci când cazi. Cultur cu Chris și Vlad. Astăzi, la Happy.